Bă, salut fraților și bine ați venit la cel mai tare episod din această toamnă, odată cu Cupa Mondială Qatar 2022, împreună cu cei de la Flashcard, ne aflăm la Bistrița și în premieră în România vom simula Cupa Mondială în viața reală. Probabil vă întrebați cum, dar înainte să începem, vreau să strângem la acest video peste 7000 de like-uri. Eu zic că putem să strângem chiar și 10000 de like-uri la acest clip. Și nu uitați să apăsați și pe butonul de subscribe să reușim cei 190.000 de abonați, poate până la final de an, Doamne ajută. Astăzi, fraților, avem cea mai mare putere dintre toate orașele din România, în care am mai filmat până acum, nici mai mult, nici mai puțin, de 50... O vom simula începând cu sferturile, vom alege 8 capitani și vom avea, bineînțeles, cele mai tari țări care sunt foarte posibil să ajungă în această fază a competiției. Băieții, pregătiți? Da! Haideți să facem echipele, să vedem ce țări vom avea și să dăm drumul la treabă. Înainte să începem, fraților, voiam să vă spun că acest video a fost sponsorizat de cei de la Flashcard, unde găsiți cele mai tari carduri personalizate. Găsiți chiar acum linkul în descriere și dacă folosiți codul TUDOR10, beneficiați de o reducere de 10% la absolut orice produs de pe site, fie că vorbim despre carduri personalizate, fie că vorbim despre mini trofee. Iar ce vedeți aici sunt premiile de astăzi pentru băieți, plus ceva vouchere, stickere, zic bine, mai sunt și alte premii. Așadar, băieți, ca să știți și voi, primii eliminați, adică cei care vor pierde în sferturile de finală, vor câștiga doar câte un card pentru capitan. Vom vedea care este capitanul. Dacă reușiți să vă calificați în semifinale, respectiv în finala mare, automat veți primi toți câte un premiu și, bineînțeles, finaliștii vor primi fiecare câte un card ediție Cupa Mondială, plus un mini-trofeu, plus voucher, veți vedea la final. Dar haideți să facem echipele și să vedem care este cea mai bună țară. Hai să vedem. Bun, fraților, și în acest moment avem în spatele meu cele 8 echipe cu 8 capitani și haideți să prezentăm și echipele. Începe din partea dreaptă. Voi sunteți? Brazilia! Brazilia cu capitan Neymar, da? Tu ești Neymar. Apoi voi? Belgia. Belgia cu capitan KDB, da? Mai departe, voi? Argentina. Și unde e capitan? Eu. Așa. Lionel Messi aici. După? Olanda. Capitan Van Dijk. În spate aici avem? Franța. Uitați-vă toți aici cu Paris Saint-Germain. Capitan Kylian Mbappé. Întoarce-te. Se vede frumos acolo. Aici avem Germania cu capitan? Eu sunt, fraților. Voi juca la ei. Müller astăzi. După avem? Portugalia, Cristiano Ronaldo o să transferă la Liverpool, ascultați-mă. Și aici, ultima echipă, Anglia, capitan Harry Kane, da? Bun, fraților, în acest moment avem pregătite aici sferturile și o să vi le zic imediat, vi le arăt frumos aici. Avem așa, Olanda, Argentina, Germania, Brazilia, Anglia, Franța și Belgia, Portugalia. Haideți să vedem primul meci de astăzi, se joacă 2 goluri sau 5 minute. Olanda, Argentina. Let's go! Bun, fraților, pregătiți de primul meci. Aici avem echipa Olandei și aici Argentina cu Lionel Messi, Lautaro Martinez și așa mai departe. Și aici, la Deportivo La Gorun, în baza sportivă, avem o tabelă la fel ca la Mondial. 5 minute sau 2 goluri în 3, 2, 1. Începe meciul. Scorul 1-0. Filmează frumos aici tabela. 1-0 pentru Argentina. Gata? Hai să vedem. Mamă, ce apărat. Argentina astăzi, fraților! Ce pas acolo de-n prima!
Bravo! Bravo! Hai Olanda! Hai cu golul Olanda! Și de bol, de bol! Bravo, de bol! Califică în semifinale și revenim cu al doilea sfert de finală. Fraților, avem meci, Doamne ajută, jucăm contra Braziliei, avem pe Vinicius, Neymar, toți nebuni acolo, dar noi aici, Müller, Sané, Nabri, rupem tot. Stai bine la centru, stai centru, bă! Hai,
Penaltiuri, fraților. Maru Vinicius cu Neymar acolo. Penaltiuri, 3-3. Lovituri de la 11 metri. Cine bate prima dată? Neymar, da? Deci bate Neymar primul. Hai, 3-3. Brazilia ratează penalti versus Germania. Nabri! Nabri! Față în față cu Alisson de la Liverpool. Nu! Mamă, ratare peste ratare. Bate Vinicius. Vinicius. Și Vinicius dă gol. Sané, unde ești? Hai, Sané. Sané, doamne, ăștia stă gol. Sané poate cu drept. Hai, bă, că scor! Sané versus Alisson. Hai. Gol, mă, gol! Gol, Sané. 1-1, ultimele două execuții. Tu ești? Dani Alves. Hai. Dani Alves. Versus Neuer. Apără Neuer! Penaltul decisiv. Dacă Germania dă gol, se califică versus Brazilia și bate în acest moment. Sule! Sule! Penaltul decisiv. Dacă ai dat gol, ai câștigat. O, ce meci! Una cu una în acest moment. Militao versus Manuel Neuer. Dacă Germania ratează, descalificată de la Cupa Mondială, în acest moment bate de la Germania Manuel Neuer. Mai zice să-mi jucă Neuer, tu bați? Da. Mamă, bate Neuer, mă, cap așa, am plecat. Manuel Neuer ratează penaltiul și suntem descalificați. Brazilia mai departe și trecem la următorul sfert de finală. În acest moment ne pregătim pentru unul dintre cele mai tari meciuri. Favorita Franța aici, una dintre cele mai bune echipe din Bistrița, versus Anglia, o echipă mai nou înființată. Hai să vedem. 3, 2, 1. Uite de Mbappé. Mbappé. Are viteză bună. Ia pe chip. Și cred că avem golul turneului, fraților. Avem premiu pentru golul turneului? Avem, nu? Golul turneului. Pasă cu călcâiul, ce gol! Franța, spectacol. A venit Franța la Bistrița, fraților. Hai! Oh,
în doar un minut. Franța marchează două goluri. Cine a dat gol? Cine a dat gol? Varan? Deci Pogba și Varan. Pogba nici nu joacă la Mondial, dar nu contează, a venit la Bistrița. Avem aici Portugalia. Care e Portugalia? Portugalia versus Belgia. 3, 2, 1. Da. Portugalia. A lui KDB. Și ocazie mare pentru Bernardo Silva. Și acum Courtois, chiar că e Courtois, că e cel mai înalt. Courtois, mama a dat cotul Courtois. Felix, João Felix. João Felix! Ce spectacol face João Felix. Lovitura liberă. Mamă, talent băiatul. Ronaldo se ceartă cu Pepe. Cine să bată? Bate Pepe până la urmă. Hai Pepe. Ce mai, și portarul din poartă? Ia o tâlpărui, Patriciu. Hazard s-a hazardat. Prevăd un meci la penaltiuri de nou, nu știu de ce cred asta. Oricum îl avem pe João Felix aici, talent. Ia uitați-l. Hai, Benzia! Wow, ce ocazie acolo! Lukaku! Da, da, e și în altă. Tare, tare! Oh, cât de frumos aici! Ronaldo, driblează doi jucători. Pasă frumoasă acolo, ia să vedem. Bernardo Silva, ce frumos! Pepe! Pasă la lui Patricio. Oh, printre picioare lui Patricio. Mamă, ocazie mare acum, hai să vedem. Belgia în atac. Lukaku cere mingea la cap. La caca. Și acum... Ai, și cu ea afară. Nu-i nimic. Mamă, scapă acolo Belgia și ratare! Wow! Bine! Lukaku marchează! Bravo, tată! Ratare imens acolo, incredibil. Ratează Hazard. Ultima fază! Gol! 2-0 Belgia!
Portugalia eliminată. Frumos. Tu cine ești? Hazard. Hazard, bravo, bravo, Eden Hazard. În acest moment se termină sferturile de finală și trecem la prima semifinală din acest episod. Toată lumea este pregătită, stadionul este plin, peste 50.000 de suporteri aici la Bistrița. Ia uitați-i. Începe prima semifinală de la campionatul mondial, Argentina versus Brazilia. Era frumos să fie asta finala, dar așa o să pice și în realitate dacă se vor califica. În partea aceasta avem Brazilia, în partea asta Argentina, avem Vinicius versus Messi. 3, 2, 1. Mamă, contra la jumătatea terenului, fii atent. Dacă s-a calificat, dacă nu. Dar cred că da, că s-a calificat. Mamă, ce a scos acolo. Mamă, echilibram ce asta. Se vede că suntem în semifinale, echilibrat rău de tot. Oricum, o trebuie în Argentina. Argentina mai mult în ofensivă. Și acum Messi, hai să vedem Messi. Ce ratar acolo Lautaro Martinez pe lângă poartă. Corner? Hai să vedem. Mamă, boare, nu pot să pun! Ratează incredibil Neymar. Recuperează Vinicius. Neymar. Neymar. Ce pas acolo al lui Messi. Di Maria este fenomenal. Mamă, ce ocazie! Acolo Militao. Mamă, deci echilibrat rău meciul ăsta. O zi portocalioară. E gol ăsta, simplu. Gol Brazilia. Gol Brazilia, simplu. Ultimele 15 secunde!
Ultima fază! Penaltiuri pentru a doua oară și cea mai tare competiție la penaltiuri. Argentina-Brazilia, lovituri de la 11 metri. Va bate primul Neymar de la Brazilia versus Romero. Cine ești? Noi. Ok, nu e de la Argentina. Niciodată! Bate Messi, primul bate Messi. Nu, nu mai bate Messi? Nu mai bate Messi. Messi, fraților, Messi! Messi, fraților, Calisson! Militao bate al doilea. Lautaro Martinez versus Alisson. Alisson. Gol, frumos. Ce presiune pe Vinicius. Primului mondial, dacă nu mă înșel. Față în față cu Romero, penalti decisiv pentru Brazilia, favorita competiției. Haideți să vedem! Decisiv pentru Argentina. Di Maria. Mamă, Di Maria nu prea mai joacă, wow. Hai să vedem. Di Maria versus Alisson. Hai să vedem. Dacă ai ratat, Argentina va ratat. Robert. Egalitate. Mamă, ce mici avem, fraților. Una cu una, decisiv. Dani Alves, hai. Dacă Argentina dă gol, este calificată în finala marea competiției. Cine ești tu? Di Maria. S-a mai bătut odată. De Paul, fraților. De Paul, că seamănă cu el. Penaltiul decisiv. Gol! Argentina calificată în finală. Și Brazilia, din păcate, pleacă acasă. Jucătorii plâng de la Brazilia, incredibil. Vinicius plânge și Neymar. Nu mai plângeți, gata, gata, te rog, eu nu mai plânge Neymar. Începe a doua semifinală, un meci extrem de tare din nou. Franța versus Belgia în 3, 2, 1. Deschidere de scor în primele secunde, dar din păcate acolo calcă strâmb mijlocașul francez. Incredibil, Camavinga se vede că nu are experiență, este tânăr și calcă greșit și pierde mingea. Hai să vedem Varan. Pasă frumoasă acolo pentru Mendy, Camavinga din nou. Verde. Verde, 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 verde. Mamă, cum a sărit! Vertonghen dă pe lângă minge! Nu se poate Hazard să ceartă cu De Bruyne! Și acum Mbappé a apărut cu toată! Yeah.
Și Franța! Incredibilă la fare! Mamă, Franța, Franța în atac! Mamă, dar joacă băieții, nu sunt băieții. Mamă, cum predomină Franța, incredibil! Mamă, Franța, incredibil cât de bine joacă! Cât mai avem? Cât mai avem? Un minus mate. Ratare incredibilă! Bravo! Joacă! Dar sincer meritau, fraților. Deci Franța joacă exact ca realitate. Așa o să joace la mondial. Cea mai în formă echipă de astăzi. Hai să vedem. Oare un kick-off glitch aici? Hai să vedem, încă 36 de secunde. Semifinala mondialului. Franța versus Belgia. Hai Belgia! Și scapă Mbappé! Nu se poate, Courtois scoate incredibil acolo. 1-1. Ultimele 20 de secunde, ultima fază aproape. Și. Mamă, bară, incredibil. Cât mai avem? Ultima fază. Și. Ultima fază. Nu mai. Nu se poate, ce meci am avut, 1-1 în a doua semifinală și din nou penaltiuri, dramatism total. Haideți să vedem, prima execuție cine va bate? Ok, Eden Hazard, hai! Cum se bucură francezii? Execută Kylian Mbappé, cred. Mbappé, hai! Mbappé versus Courtois! Hai cu golul, hai cu golul! KDB, KDB. KDB versus Loris. Și-o dată, nu mă așteptam. De la francezi execută balonul mondial Karim Benzema. Benzema versus Courtois. Gol! Karim! Vrei, dar știu. Lukaku! Lukaku vs. Loris! Penaltiul decisiv execută de la francezi, incredibil, Camavinga. Camavinga care a călcat strâmb. Posibil să rateze mondialul Franța din cauza lui Camavinga. Golul a fost luat din cauza lui. Presiune mare, Camavinga versus Courtois, colegi la Real Madrid și... Gol! Camavinga! Mamă, decisiv, 1-1. Vertonghen! L-ai nimerit! Faceți-o, faceți-o! Gol, Vertonghen! Varan! Varan, fraților! Fundașul central! Gol, Varan! Witzel! Witzel! Gol, Witzel! În acest moment, dacă Franța ratează, pleacă acasă. Mendy de la Real Madrid versus Courtois. Curaj, David, cu curaj. Dacă ratați, s-a terminat. No. Ratează Mendy! Mendy ratează! Iar Franța eliminată de la Cupa Mondială
urmează super finala dintre Argentina și Belgia. Deportivo La Gorun. Deportivo La Gorun. Bine! Avem aici Cupa Mondială, începe finala campionatului mondial, Argentina versus Belgia, se joacă cu trofeul pe masă și haideți să vedem, 3, 2, 1, start finală! Hai să vedem! Argentina la ta! Mamă, ce meci avem, fraților! Courtois, sigur, acolo! Portarul campionatului. Bravo, Courtois! Wow, Lukaku, bravo! Frumos, Argentina, Argentina construiește frumos acest atac! Oh, cât de frumos! Dar foarte bine Vertonghen, bravo, băi! Wow, frumos! Ocazie a doua pentru Lukaku. Hai, sus! Frumos! 2-2 la șuturi. Ambele echipe se grăbesc un pic. Emoțiile sunt mari. Totuși e finala campionatului. Romero, un nou degajare lui Romero, dar foarte bine KDB acolo pentru Lukaku, preluare ratată. Messi, Messi, Lionel Messi, pasa lui Messi, cât de inteligent. Hai să vedem. Aulo, aulo, Lautaro, foarte bine acolo. Di Maria, Di Maria, pasă pentru Messi, dar cât de bine, haideți să vedem această ocazie peste poartă, se grăbește De Paul acolo. Messi, Messi, poate jucătorul turneului, Lionel Messi, driblează doi adversari, Messi, al treilea adversar, Messi, pasă frumoasă și... cât păcede un autogol în finală. Corner pentru Argentina.
Mai avem un singur minut din această finală. Oh, prea tare. Ultimele 30 de secunde din finală. Șut frumos acolo! Lautaro Martinez caută un adversar. Îl vede bine pe Messi! 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 Lionel Messi! Nu se poate așa ceva! Ratarea campionatului pentru Lionel Messi după ce driblează toată echipa. Și aici se termină finala mondialului 0-0 și vom avea penaltiuri. Vai de capul meu, nu mă așteptam. Haideți să vedem, Argentina sau Belgia. Bun, fraților, execută prima dată KDB direct. De Bruyne, presiune mare. E noastră, De Bruyne. Vai, mă! Messi. Messi a avut cea mai mare ratare din finală. Haideți să-l vedem. Messi versus Courtois. Haideți să vedem. Messi ratează. Ratează Messi. Hazard versus Romero. Acolo. Di Maria versus Courtois. Di Maria versus Courtois. Ultimele două șuturi, 1-1 în acest moment. Va bate Lukaku. Lukaku se bate pentru jucătorul turneului cu Lionel Messi. Haideți să vedem. Lukaku! Penalti. La fel ca realitate, Lukaku. Penalti decisiv, nu? Lautaro Martinez, penaltiul decisiv din Cupa Mondială. Haideți să vedem, presiune mare, toată lumea se roagă aici în Bistrița. Lautaro Martinez ratează. Și Belgia câștigă Cupa Mondială. Cupa Mondială merge. A fost la cupa, mâncava-ți brava asta. Fuge cu cupa acasă, mâncava-ți. Bravo, tata, un interviu. Bravo! Deci, copilul ăsta e aici de dimineață de la 8 și a câștigat finala. Asta înseamnă să muncești, să te străduiești și să dai totul din tine. Felicitări, Vertonghen, bravo! Așadar, Belgia câștigă Cupa Mondială și haideți să vedem festivitatea de premiere din partea celor de la Fresh Card. 3, 2, 1, și a venit momentul să premiem finaliștii cu câte un card. Avem așa. Tu un card. Felicitări. Portarul, care e portarul? Acesta. Card, card. Asta ai fost portar. Așa. Mai departe. Thiago Silva. Așa. Stați așa puțin, să le dăm frumos aici. Voi ați dat locul 2, da? Da. Este al tău. Xavi. Ia, cine mai? Tu cine? Al cine tu băiști? La Argentina. Pedri. Mai faceți voi schimb între voi, că vă folosiți. Adică aveți voi, nu e nicio chestie, că doar sunteți prieteni. Bun, fraților, iar cele mai tari carduri oferite de Flash Card se duc direct către câștigătorii Cupei Mondiale plus mini trofeele. Haideți să vedem primul. Ronaldinho. Al doilea. Cristiano Ronaldo. Maradona. După. Messi. Și dăm aici direct Ronaldo Nazario. După aceea,
Ia să vedem ce mai avem aici. Ai vreo preferință, Lukaku? Ronaldo? Sau nu, mă, frate, eu știu. Pentru că, din punctul meu de vedere, el a fost cel mai bun jucător al turneului. Dăm cel mai tare card de astăzi. Gheorghe Hagi, direct acolo. Hagi din Bistrița. Și Maradona. Maradona. După. Pe cine mai avem aici? Deci tu semeni mult de tot cu el. Ziceți voi că nu seamănă. Și acum a venit momentul să premiem cel mai mare fan de astăzi, care e aici de la ora 8. Îi vom oferi cardul lui preferat din joc, Roberto Carlos, plus direct mini card cu Lewandowski. Iar pentru el, din partea celor de la Flashcard, avem și un alt card special, Ronaldo Nazario. Felicitări! Și mai avem două premii pentru cei mai tari suporte. Așadar, fraților, aici se termină Cupa Mondială de la Bistrița. Din punctul meu de vedere, cel mai tare episod de pe canal, alături de cei de la Flashcard. Multe mulțumiri tuturor băieților care au venit astăzi aici și, bineînțeles, celor de la Flashcard. Dacă v-a plăcut acest episod, haideți acolo cu peste 10.000 de like-uri! Împreună cu toată Bistrița și v-am pupat! Pa, pa!